Pe lângă asta avem și noi cetățeni plecați peste hotare, case rămase fără stăpân, dacă pot să zic așa, ori în cazul apartamentelor, factura la agentul termic în cazul încălzirii centralizate, vine vrei, nu vrei. Da. Ce se întâmplă în această situație? Pot miza pe compensații persoanele care nu locuiesc? În general, sistemul este construit în așa fel că, indiferent dacă persoana se înregistrează sau nu, compensații o să fie oferite. Cei care nu se înregistrează vor beneficia de compensații din nivel mediu, deci automat vor fi încadrați în această categorie. Respectiv, dacă cineva are un apartament și acolo nu locuiește nimeni la moment, nu are cine să depună cererea, dar din numele cui să fie depus cererea, oricum acel punct de consum o să fie înregistrat într-o categorie medie de vulnerabilitate. Noi am luat această decizie pentru că exercițiul este pentru prima dată, s-ar putea să fie în special persoane în etate, vulnerabile, care din diverse motive să nu reușească să înregistreze și atunci pentru ca să nu rămână pe deplin în afara sistemului de compensare, automat tuturor, inclusiv celor care nu se înregistrează, oricum le vor fi oferite compensații, doar că va fi o sumă mai mică. Da? Vor fi în categoria medie de vulnerabilitate încadrați. Dar asta cumva se răsfrânge și asupra cetățenilor care au apartamente, dar sunt duși peste hotare și cărora le vine factura pentru energie termică.